Bună dimineața! Vă salută Tatiana! Astăzi dimineață vom începe un nou proiect. Am primit, imediat vă arăt, această fotografie cu această geantă, care, după cum vedeți, este un model foarte atrăgător. Această geantă poate fi folosită foarte bine precum geantă de plajă. Eu astăzi dimineață voi începe să lucrez acest proiect, acest nou proiect. Voi folosi firul DKP în degradé. Acesta este un fir de bumbac care poate fi lucrat cu croșetul cuprins între numărul 3 și numărul 6. Eu voi folosi croșetul cu numărul 3 și jumătate. Vom avea nevoie apoi de o clămiță pentru a însemna locurile. Vom avea nevoie de foarfece și, bineînțeles, de un pic de răbdare. Fiind prezentate materialele, vom porni împreună cu acest proiect. Acest consider că este un proiect foarte atrăgător pentru doamnele începătoare, pentru că eu l-am descifrat, nu este greu de lucrat și voi porni făcând un număr de 26 de ochiuri de lanț. Deci, după cum ați văzut, am făcut aici primul ochi de lanț și vom lucra 2, 3, 4, până când vom ajunge la 26 de ochiuri de lanț. Am lucrat cele 26 de ochiuri de lanț, acum voi lua firul pe croșet și numărând 6 ochiuri de lanț, inclusiv acesta din croșet, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voi intra în cel de-al șaselea ochi de lanț și voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț, voi lua firul din nou pe croșet, voi sări un ochi de lanț, voi intra în următorul, voi face din nou un picioruș dublu, un ochi de lanț, firul pe croșet, voi sări din nou un ochi de lanț, voi intra în următorul, voi face picioruș dublu, un ochi de lanț apoi și vom continua în felul acesta până la sfârșitul rândului. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, am făcut ochiul de lanț, acum ultimul picioruș dublu îl voi face în primul ochi de lanț de început. În momentul în care am lucrat și acest ochi de lanț, uitați-vă, aceasta este ceea ce am obținut, voi lucra 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu plus un ochi de lanț de separare, voi întoarce lucrul în felul acesta și în corespondența piciorușului dublu din rândul anterior, voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț, un picioruș dublu în următorul picioruș dublu, un ochi de lanț. Vom continua în felul acesta până când vom ajunge în corespondența acestui arc de la capătul rândului. Deci picioruș dublu, ochi de lanț de separare, picioruș dublu în fiecare picioruș dublu din rândul anterior. În momentul în care am ajuns în corespondența acestui arc, noi vom lucra în interiorul acestuia un număr de 8 piciorușe duble. Deci vom avea 8 piciorușe duble, lucrați fără grijă, vor sta toate aici și ne întâlnim după ce executăm aceste 8 piciorușe duble. Odată lucrate cele 8 piciorușe duble, voi face un ochi de lanț și voi intra în corespondența următorului picioruș dublu, lucrând din nou un picioruș dublu,
un ochi de lanț, un picioruș dublu în corespondența următorului picioruș dublu. Deci vom repeta în felul acesta, un ochi de lanț, picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu, până la sfârșitul rândului, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la sfârșitul rândului, am lucrat și ultimul picioruș dublu, acum voi face din nou trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, voi întoarce din nou lucrul și voi intra în corespondența piciorușului dublu care urmează, lucrând picioruș dublu, un ochi de lanț, un picioruș dublu, un ochi de lanț. Astfel vom lucra pe întreg parcursul rândului, inclusiv în corespondența celor 8 piciorușe duble pe care le-am realizat deja. Deci de jur împrejur, inclusiv și acestea, fiecare un picioruș dublu separat de un ochi de lanț. Vom lucra de jur împrejur până când vom ajunge la sfârșitul acestui rând. Pentru mai multă siguranță, am ajuns în corespondența celor 8 piciorușe duble pe care le-am lucrat aici, În corespondența fiecăruia voi face un picioruș dublu separat de un ochi de lanț. Deci vom lua fiecare picioruș în parte. Și în felul acesta vom continua lucrarea. Am intrat anume să vă arăt, uitați-vă, vom continua singure. Deci fiecare dintre aceste piciorușe le vom lucra în felul acesta, picioruș dublu separat de ochi de lanț. Și vom continua până la sfârșitul rândului. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând, acum voi face un picioruș dublu în corespondența celui de-al treilea ochi din de lanț din primul picioruș pe care l-am lucrat la începutul acestui rând. Acum voi face trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, doar trei ochiuri de lanț, voi întoarce lucrul și în corespondența ochiului de lanț de separare voi face un picioruș dublu. Deci avem deja două piciorușe până acum. Cel de-al treilea ochi îl vom face în corespondența piciorușului dublu din rândul anterior, în corespondența ochiului de lanț un picioruș dublu, picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu, vom lucra astfel un total de 21 de piciorușe. Deci când vom număra, inclusiv primul, 2, 4, 5 om deja, când vom număra de la începutul rândului, va trebui să avem un număr de 21 de piciorușe duble. Am lucrat cele 21 de piciorușe duble, fără ochi de lanț de separare. Acum vom avea nevoie de semnul despărțitor și începând de la capătul acestui rând, vom număra. Aici va fi un picioruș dublu în corespondența ochiului de separare, cel de-al doilea. Deci vom avea 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Vom pune semnul despărțitor în corespondența piciorușului cu numărul 21, care va fi un picioruș dublu. Și vom continua lucrând. Deci am făcut cele 21 de piciorușe duble. Până la acest semn despărțitor, în corespondența fiecărui ochi de lanț de separare, noi vom lucra 2 piciorușe duble. În felul acesta vom înmulți, vom da lărgime genții. Picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu. Mi intră greu croșetul, că lucrez strâns.
Așa. Din nou. Aici două piciorușe duble, pentru că este ochiul de lanț de separare. Picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu. În corespondența fierului despărțitor, două piciorușe duble. Scuzați, ochiului de lanț de separare. Din nou, picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu. Două piciorușe duble, corespondența ochiului de lanț. Vom continua astfel până aici, unde am pus semnul, la cel de-al 21-lea picioruș. Iar noi vom lucra singure până vom ajunge aici. Am ajuns în corespondența ultimului ochi de lanț de separare, unde voi face înmulțirea, deci cele două ochiuri de lanț. Scuzați, două piciorușe duble. La mine este foarte devreme, să știți că este ora 3 dimineața, eu sunt încă un pic adormită. Voi da semnul de o parte. Iar de acum vom lucra exact ca și partea cealaltă, picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu, în corespondența ochiului de lanț de separare, un picioruș dublu, doar unul singur, picioruș dublu. Eu sper să mă fac înțeleasă, să scuzați un pic confuzia. Și vom continua în felul acesta. Deci, până la sfârșitul rândului vom face piciorușe duble, inclusiv în corespondența ochiului de lanț de separare, după cum vedeți, în felul acesta. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Așa se prezintă ceea ce lucrăm. Am ajuns aproape la sfârșitul rândului. Acum voi face un picioruș dublu care ar trebui să fie în corespondența ochiului de lanț despărțitor și un picioruș dublu pe care îl voi lucra în cel de-al treilea ochi din primul picioruș dublu pe care l-am lucrat la începutul acestui rând. La această oră atât de matinală ar prinde bine o cafea adevărată, să te trezești, însă sunt ani buni de când nu beau cafea. Acum voi lucra trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Un nou ochi de lanț care va ține loc de separare, după care voi continua lucrând. În corespondența celui de-al, deci aici avem primul picioruș dublu, îl vom sări pe cel de-al doilea și vom intra în corespondența celui de-al treilea picioruș dublu, voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, firul pe croșet, voi sări din nou un picioruș din rândul anterior, voi intra în cel de-al doilea, deci vom lucra în felul acesta, un picioruș dublu din rândul anterior, da, unul nu. Vede? Un ochi de lanț de separare, voi sări din nou un picioruș dublu din rândul anterior, voi intra în corespondența celui de-al doilea și voi face picioruș dublu, ochi de lanț de separare, voi sări un picioruș, voi intra în următorul. În felul acesta vom lucra totul de jur împrejur.
iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând pentru a continua. Acesta se prezintă. Am ajuns la capătul acestui rând, acum voi face ultimul picioruș dublu în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. După care voi continua lucrând trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu plus un ochi de lanț de separare, voi întoarce lucrarea și voi face picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu, un ochi de lanț de separare, picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu, un ochi de lanț de separare, din nou picioruș dublu, ia uitați-vă că firul nu este corect, picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu, ochi de lanț de separare, astfel vom lucra pe întreg parcursul rândului până la capăt. Am ajuns din nou în corespondența ultimului picioruș dublu de la capătul acestui rând, pe care îl voi face în cel de-al treilea ochi de lanț de la începutul rândului. Din primul picioruș, voi continua cu trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi întoarce lucru și de acum voi lucra din nou aceeași serie de 21 de piciorușe duble, cum am lucrat și până acum, deci picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu, iar în corespondența ochiului de lanț voi face din nou un picioruș dublu. În felul acesta voi număra de la începutul rândului un număr de 21 de piciorușe duble, după care noi ne vom întâlni și vom continua lucrarea. Acum nu facem ochiul de lanț de separare, după cum ați văzut, ci vom lucra picioruș dublu și în corespondența ochiului de lanț de separare din rândul anterior. Deci un număr de 21 de piciorușe duble. Am lucrat cele 21 de piciorușe duble. Am însemnat aici locul unde este cel de-al 21-lea picioruș dublu, numărând de jos, începând de la primul picioruș dublu, de la capătul rândului, iar acum vom face din nou înmulțiri în modul în care am înmulțit deja în primul rând de înmulțiri. Deci, în corespondența ochiului de lanț vom face două piciorușe duble, un picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu, în corespondența ochiului de lanț, două piciorușe duble. În felul acesta vom continua până când vom ajunge la semnul despărțitor și va fi cel de-al doilea rând de înmulțiri acesta. Noi vom continua singure până vom ajunge aici, la semnul despărțitor. Am ajuns în corespondența firului despărțitor, voi da deoparte corespondența clămiței. Aici am făcut ultimele două piciorușe duble, de acum vom continua cu piciorușe duble, deci picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu, un singur picioruș dublu în corespondența ochiului de lanț de separare. Astfel vom lucra până la sfârșitul acestui rând. Vedeți un picioruș dublu în corespondența ochiului de lanț de separare. Deja cred că v-ați obișnuit cu modelul, pentru că practic repetăm ceea ce am lucrat deja. Unica diferență este că înmulțirile sunt mai multe pe măsură ce lucrăm,
geanta va deveni mai largă, mai încăpătoare, deci în felul acesta continuăm și ne întâlnim la capătul acestui rând. Așa se prezintă până acum ceea ce am lucrat. Am ajuns la capătul rândului, voi face ultimul picioruș dublu în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Așa. Și voi închide acest rând, după care voi lucra trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu plus un ochi de lanț de separare. Vom întoarce lucrul. Vom sări un ochi de bază. Deci, primul deja l-am lucrat. Vom sări pe cel de-al doilea, vom intra în cel de-al treilea, vom face un picioruș dublu, ochi de lanț de separare, vom sări un ochi de bază, vom intra în următorul, picioruș dublu, ochi de lanț de separare, din nou voi sări un picioruș de bază, voi intra în următorul. Deci vom repeta practic ceea ce am lucrat deja după prima înmulțire, după primul rând de înmulțiri, și în felul acesta vom lucra trei rânduri. Deci acesta este primul rând, vom lucra alte două. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, voi face ultimul picioruș dublu în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi face din nou trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, întorc lucrarea și voi face picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu. Un ochi de lanț de separare, picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu, ochi de lanț de separare. În felul acesta vom lucra întreg rândul, deci va fi cel de-al doilea, și vom repeta pentru a avea un total de 3 astfel de rânduri. Noi ne vom întâlni după ce vom termina cele 3 rânduri. Am ajuns și la capătul celui de-al treilea rând. După cum vedeți, am 1, 2, 3 rânduri în care am lucrat un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu din rândul anterior. Acum vom face din nou un rând de înmulțiri. Voi începe cu 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi întoarce lucrul și voi lucra picioruș dublu în corespondența ochiului de lanț, picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu din rândul anterior. Deci vom repeta exact cele 21 de piciorușe duble pe care le-am executat deja, care le-am executat deja în momentul în care am lucrat celelalte două rânduri de înmulțiri. Noi ne vom întâlni după ce vom încheia aceste 21 de piciorușe duble și vom continua lucrarea. Am 2, 4, 6, 8 până acum, vom continua să lucrăm. Am lucrat cele 21 de piciorușe duble, am fixat semnul despărțitor în corespondența celui de-al 21-lea picioruș. Începând din acest moment, vom lucra exact precum în înmulțirile precedente, în corespondența ochiului de lanț de separare vom face două piciorușe duble, iar în corespondența piciorușului dublu vom face doar un picioruș dublu. În felul acesta vom continua până în corespondența semnului de separare. Iar noi ne vom întâlni când vom executa toate aceste înmulțiri și vom continua lucrarea.
Am lucrat ultima înmulțire, acum vom continua cu cele 21 de piciorușe duble, deci în corespondența piciorușului dublu, un picioruș dublu, în corespondența ochiului de lanț, un nou picioruș dublu. Vom continua în acest mod până la sfârșitul rândului, după care ne vom întâlni și vom continua. Deci voi face și aici un picioruș dublu și vom continua singure. Am ajuns la capătul rândului, voi lucra ultimul picioruș dublu în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș pe care l-am lucrat în rândul anterior. Voi continua lucrând 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, un ochi de lanț de separare. Voi întoarce lucrul, scuzați că am atins în cameră, este foarte jos. Voi lua firul pe croșet, voi sări un ochi de bază, voi intra în cel de-al doilea și voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, voi sări din nou un picioruș, voi intra în următorul, voi face un picioruș dublu. Vom continua în felul acesta și de data aceasta vom lucra un număr de 4 rânduri în acest mod. Dacă vă amintiți, după prima înmulțire am lucrat 2 rânduri de picioruș dublu cu ochi de lanț de separare. După aceea de-a doua mulțire am lucrat 3 rânduri, acum vom lucra 4 rânduri în acest mod. În cazul în care nu veți înțelege ceva, vă rog să-mi scrieți în comentarii, iar eu vă voi răspunde. Noi ne vom întâlni după ce terminăm aceste 4 rânduri. Am încheiat și cel de-al patrulea rând de piciorușe duble cu un ochi de lanț de separare. Nu vă speriați dacă aici vi se va întoarce un pic lucrul în felul acesta. Noi vom continua cu un nou rând de înmulțiri, ceea ce va îndrepta lucrarea, îi va da forma finală, să spunem. Deci vom continua cu 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, vom întoarce lucrul și în corespondența ochiului de lanț vom face un picioruș dublu, picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu din rândul anterior, care eu le lucrez atât de strâns că mi-intră greu croșetul, picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu. Deci în felul acesta deja noi am lucrat această secvență, vom lucra un număr de 21 de piciorușe duble, iar noi ne vom întâlni și vom continua. Am lucrat cele 21 de piciorușe duble, am pus semnul despărțitor după ce am numărat de la capătul acestui rând cele 21 de piciorușe duble. Acum vom continua exact în același mod în care am făcut înmulțirile în rândurile precedente, deci în corespondența ochiului de lanț vom lucra 2 piciorușe duble, iar piciorușul dublu îl vom lucra așa cum se găsește. Deci înmulțirile vor veni doar în corespondența ochiului de lanț. Și astfel vom lucra până când vom ajunge la semnul despărțitor. Deci nu este nimic nou, repetăm ceea ce am lucrat până acum, doar că pe scară mai largă. În felul acesta dăm lărgime genții. Eu nu am respectat tutorialul, modelul respectiv. L-am personalizat, nu este un tutorial, acolo este doar fotografia. L-am personalizat în modul în care să nu fie copyright, nici măcar nu știu exact în ce limbă este executat. Eu m-am orientat după fotografie și am lucrat în modul meu.
Deci vom continua în felul acesta și vom face mulțiri până când vom ajunge în corespondența firului despărțitor. Și vom continua singure. Am lucrat ultima în mulțire, acum vom continua lucrând cele 21 de piciorușe duble cu care vom termina acest rând. Deci, corespondența piciorușului dublu, un picioruș dublu, în corespondența ochiului de lanț, un singur picioruș dublu. În felul acesta vom merge până la sfârșitul rândului, după care ne vom reîntâlni. Am ajuns și la capătul acestui rând de înmulțiri. Eu voi măsura acum în fața dumneavoastră, voi ridica un pic camera, cât posibil să puteți vedea. Sper eu că se vede. Pune în felul acesta și voi măsura să vedem 39 de centimetri avem precum lărgimea de o parte a genții. În acest mod, cum am executat până acum, va trebui să facem și cea de-a doua parte. Eu o am deja în lucru și cea de-a doua parte, după cum vedeți, trebuie încă un pic să lucrez la ea și în următorul tutorial noi vom închide geanta și vom merge cu partea de sus, care va fi lucrată apoi într-un alt mod, pentru a crea această geantă pentru plajă. După cum vedeți, este un model mai deosebit. Eu sper să vă placă această idee. Așa cum spuneam mai devreme, nu am făcut exact modelul trimis de doamna pentru a nu avea probleme în momentul în care încarc pe platforma YouTube-ului. Am personalizat în modul meu și vom continua cu un al doilea tutorial. Deocamdată eu vă mulțumesc pentru atenție. Dacă v-a plăcut ceea ce am lucrat, vă rog să lăsați un comentariu, să dați un like. Unde nu ați înțeles ceva, vă rog să-mi scrieți în comentarii, iar eu vă voi răspunde în momentul în care reușesc din nou să intru un pic pe YouTube. Și vă mulțumesc din nou, vă urez o zi minunată, o zi plină de realizări, de bucurii, sunt Tatiana. Vă salut cu drag, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și ne vom reîntâlni pentru a continua acest minunat tutorial. La revedere!